Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera mea. Astăzi am decis să facem un video în care să prezentăm noi boxe pentru noile achiziții care au sosit în voliera. Aducând 7 perechi de rândunele de Saxonia în voliera noastră, automat spațiul boxelor, sau boxele, mai bine zis, erau într-un număr aproape fix pentru rândunelele de Saxonia și voltații indieni pe care îi deținem. Așadar, am fost nevoiți să facem boxe noi pentru cei care urmăresc canalul meu. Își pot da seama că boxele din stânga mea, acestea, sunt niște boxe noi. A trebuit să facem și aceste boxe, număr de 12 boxe, pentru ca ei să stea mult mai lenjeri și să nu fie aglomerați, încât fiecare pereche își poate permite două boxe numai pentru ea. Așa cum vă prezentam noile achiziții, deja, după cum vedeți, și-au ales boxele. Avem aici o pereche. Sus avem masculul, femeia a zburat. Și o pereche de voltați indieni. Și-au ales boxa aici jos. Urmează să luăm grătare și pentru aceste boxe noi care le-am făcut. Am vedeți? Prima pereche de rândunele Saxonia, cea de-a doua pereche. Observați cum masculul trimite femeia la cuib. În partea aceasta avem voltații indieni, rândunelele, încă o pereche care și-a ales boxa, rândunelele pe roșu, tresă roșie. Aici avem o pereche care nici cum nu vrea să-și ia boxa. Vrea să o aici sus. Dar nu o să o lăsăm. Trebuie să-și aleagă o boxă. Având atâtea boxe, ar fi păcat să rămână aici sus. Și o să încercăm să îndrumăm spre o boxă. Să-și aleagă o boxă. Aceasta ar fi perechea. Astăzi am decis să facem acest video în care să vă prezint noile boxe ce le-am pregătit pentru rândunele de Saxonia. Ele sunt sperioase în continuare, nu s-au acomodat cu voliera, dar sperăm cât de curând să se acomodeze cu voliera, cu boxele ce le-am pregătit. Vedeți, așa cum spuneam, această pereche are ce are cu spațiul acesta de sus. Deținem 12 perechi pentru matcă, 12 perechi de rândunele de Saxonia. Avem toate culorile, domino pe negru, tresă neagră, domino pe roșu, tresă albastră, tresă neagră, pe aproape toate culorile deținem. Rândunele.
Am adus și o hrănitoare mai mare la volieră, pe care acum o ținem ridicată până la masa de seară. În partea din stânga avem rostovii, voltații indieni. Dar să ne întoarcem la noile boxe pe care le-am făcut special pentru achizițiile noi de la noi din volieră. Le-am făcut niște boxe mari, 70 pe 50. În felul acesta, putându-le pune și cel de-al doilea cuibar la fiecare boxă. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu vă mulțumesc că ați urmărit videoul postat de mine. Vă salut și vă urez toate cele bune!